Nu face astăzi ce poți lăsa pe mâine, ar putea fi reinterpretarea în maniera elevilor giurgiuveni a celebrei zicale românești, dacă luăm în considerare faptul că până acum nu prea s-au înghesuit la bibliotecă, iar acum pe ultima sută de metri a vacanței de vară rândurile cititorilor se îngroașă pe zi ce trece. Și nu din plăcere, am putea spune, și asta pentru că tinerii solicită cărți din lista lecturilor obligatorii, scrise de autorii studiați la clasă. Vorbim aici despre romanele lui Liviu Rebreanu, Marin Preda, George Călinescu sau Mircea Eliade. Se citesc Moromeții, Ion, Enigma Otilie sau Mai Trei și mai puțin alte categorii de lectură. Totuși, dacă aducem în discuție lectura de plăcere sau de relaxare, bibliotecarele din municipiu anunță cu oarecare tristețe că e vremea vampirilor. Sunt în continuare destul de solicitate romanele cu vampiri de Cassandra Clare, Anne Rice sau Rachel Mint, dar și alte volume din gama literaturii violente. Dacă la secția adulți până acum nu a fost mare înghesuială, la secția copii situația pare a fi exact pe dos. Adică mulți copii au călcat pragul bibliotecii pentru a împrumuta cărți în această vacanță, fapt ce nu poate fi tradus decât ca un semn bun, acela că la vârste mai fragede încă se mai citește. Fidel lecturii rămân, se pare, și pensionarii, dar și adulții care lucrează ca agenți de pază și care își omoară timpul citind.